doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea Someșană. Vom vorbi despre șomaj, despre șomajul pe zona Dej-Gherla și de aceea l-am invitat alături de mine în studioul Someș TV pe domnul Radu Gavrilă, șeful Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe zona Dej-Gherla. Bună seara, bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara. Știu că sunteți, cum se spune, în domeniul dumneavoastră și totuși este o problemă destul de delicată pe care o să o discutăm, ținând cont de faptul că vom discuta despre șomeri. Și, din păcate, după cum observăm la nivel național, rândurile se îngroașă de la o zi la alta și chiar se preconizează ca și în acest an un nou val de șomeri să apară. Da, din păcate. Cu siguranță, la fel ca și fiecare, ați făcut un bilanț la sfârșitul anului 2010, o statistică a ceea ce se întâmplă în zona Dej-Gherla. Haideți să ne spuneți dumneavoastră cum a fost anul 2010 din punct de vedere al dumneavoastră ca și șef al Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 2010 a fost un an destul de tulburat, să-i spunem, și cu o evoluție puțin atipică față de ceea ce era în anii anteriori. Sigur, și situația economică a fost atipică față de ceea ce a fost în ultimii 8 ani, care cu certitudine a generat această evoluție. Dacă în prima parte a anului până în la începutul toamnei numărul șomerilor a fost în creștere, într-o permanentă creștere, paradoxal, în partea a doua anului, în ultimele luni ale anului și chiar aș putea spune în ultima lună a anului, statistic vorbind, numărul șomerilor în zonă a scăzut. Paradoxal vorbind. Da, paradoxal, pentru că, sigur, aici depinde și de modul la care te raportezi. De regulă ne raportăm statistic la 1 ianuarie a unui an vis-a-vis de 1 ianuarie a anului precedent. Probabil că, din punctul de vedere al anului 2010, nu asta ar fi fost data la care ar fi trebuit să facem comparația. De ce spun chestia asta? Pentru că, de exemplu, dacă în luna decembrie au ieșit din evidență agenției noastre un număr destul de important, câteva sute de persoane, atât în Dej cât și în Gherla, numărul intrărilor fiind mult mai redus. În schimb, în primele 20 de zile din ianuarie, deja avem cei peste 200 de noi intrați în sistemul statistic al șomerilor. Probabil acești 200, în mod normal, ar fi trebuit să fie la sfârșitul anului trecut, datorită faptului că, probabil, disponibilizările colective n-au fost făcute, vorbind de acte, de ceea ce presupune legea, obligă firmele să facă, sau pur și simplu, oamenii, având cele 30 de zile la dispoziție, nu și-au stricat zilele de sărbătoare din decembrie și și-au depus actele de șomaj în ianuarie, chiar dacă intrările erau de pe luna decembrie, să spun. Când a fost înregistrat cel mai mare număr de șomeri, domnul Gavrilă, aici în zonă? La sfârșitul verii, în începutul toamnei. Septembrie, octombrie. Și asta să punem pe seama faptului că pe perioada de vară oamenii mai munceau, să spunem, în construcții la aceste firme, da. Și odată cu venirea anotimpului rece, acestea și-au cam și-au mai înschis o bună parte din activitate și să nu uităm că și în așa zisa funcționărime, așa zisa administrație publică locală au fost unele disponibilizări după 30 iunie 2010. Da, ce a adus nou, concret, anul 2010? Acum mai știm, cu toți am văzut, am auzit, dar ne spuneți dumneavoastră, din punctul de vedere al dumneavoastră, care sunteți direct implicat în acest
sistem, ca șef de agenție. Ce a adus nou anul 2010? Din păcate, 2010 a adus nou rău, după părerea mea, pentru că sigur va avea efecte pe care le vom cuantifica în anii care vin, șomajul destul de ridicat din rândul tinerilor. Când spuneți cuantifica în anii care vin, un pic mai detailat să ne spuneți, ca să înțelegem. Anii care vin, după părerea mea, vor fi, nu neapărat anul acesta, anii viitori, 2012-2013, categoric vor însemna o creștere economică, ce se va resimți și la nivelul locurilor de muncă și la nivelul cheltuielilor pe care populația, noi vom fi dispuși să le facem, antrenând creșterea economică, să spunem, generalizată. Dar atunci cei absolvenții tineri de 25, 26 până în 30 de ani care au terminat mai ales un institut de studii superioare, ori nu-i vom mai avea în țară, ori vor fi destul de supărați pe noi că i-am ținut pe tușă 3 ani de zile și atunci vor fi destul de reticenți și în același timp vor fi destul de critici cu condițiile de muncă, cu ceea ce li se cere și pentru ce salarii, ori economia în clipa respectivă nu va fi chiar foarte pregătită pentru a satisface cerințele lor. Asta cred că e singura. Cu certitudine se va întâmpla. Gândiți-vă că avem deja două generații de absolvenți, 2008-2009-2010, care n-au putut intra pe jumătate din piața locurilor de muncă. E vorba de locurile de muncă de la stat care au fost înghețate. V-ați fi așteptat la un număr mai mare de șomeri la agenție? Da. Și aveți semnale că ei ar fi plecat din țară? Una dintre explicații nu poate fi decât asta. Una dintre explicații. Altă explicație poate fi tinerii gândesc un pic diferit față de noi. Nu mă duc să mă înscriu ca și șomer pentru că mi se pare că e degradant pentru mine. Nu mă duc să poate chiar nici să-mi iau ajutorul de șomaj pentru că pentru 4 milioane nu stau la coadă în fiecare lună și nu încerc să văd care sunt ofertele. Dacă trece pe la aviziere sau pe la locurile unde se publică locurile de muncă, constată că sunt puține și foarte puține sau spre deloc pentru cei cu studii superioare. Preferă site-urile de recrutare pentru că sunt în modul lor de a gândi, mai repede folosesc internetul decât informațiile clasice. Nu sunt, nici părinții nu au putut să-i mai ajute pe o bună parte din ei, pentru că la rândul lor erau în postura ori de a-și pierde locul de muncă, ori de a avea salariile reduse, ceea ce reprezenta o greutate în plus din punctul de vedere al cheltuielilor. Bun, haideți să revenim la anul 2010. A spus că ce a adus nou nu a fost foarte bine. Da. Anul 2010. Nu a fost tocmai bun, nu a fost... N-a fost ok din punctul de vedere al confortului nostru global, indiferent de pe ce palier ne-am aflat. În ce domeniu am lucrat, nu ne-a încurajat probabil pe niciunul. Da. Din alt punct de vedere, un lucru bun totuși a fost poate faptul că am învățat să fim ceva mai atenți cu cheltuielile noastre. Le-am restructurat, le-am redus, le-am așezat pe niște baze care până la un moment dat n-am ținut cont de reguli, nu exista prevedere. Din punct de vedere economic, asta nu este un comportament foarte sănătos, vorbind pentru economie. De ce? Consumul este totuși ceea ce unul dintre motoarele economiei în orice situație. Nu există. Dacă nu se consumă, n-are cum să se producă pentru a se înlocui ceea ce se consumă. În schimb, am învățat să consumăm mai aproape de
ceea ce ne puteam permite în condițiile noilor venituri pe care le aveam. Șomajul s-a diminuat, adică indemnizația pentru șomaj cu 25%. Da, și cât e acum, de exemplu, un șomer? Asta depinde și de vechimea pe care depinde a avut. Depinde de vechime, depinde de numărul de ani pe care a avut, dar media este undeva la 500, între 500 și 600 de lei. Sigur, absolvenții având mai puțin, 375, iar acum, după noua reglementare vis-a-vis de raportarea nu la salariul minim pe economie, ci la indicatorul social, chiar s-a mai redus. Pentru că salariul minim pe economie era 600 de lei, acum indicatorul social este doar 500. Dar știți și dumneavoastră că există mulți oameni care lucrează și care au probabil un venit ca al unui șomer. Nu vreau să intru într-o polemică de genul acesta, pentru că chiar nu ajungi nicăieri. Sigur că știu, sunt 100 la... Adică nu... având în vedere faptul că marea majoritate a întreprinderilor din Dej, societăților comerciale, depun declarațiile, sigur, cu salariile salariaților lor la noi, tot la agenția de șomaj, cel puțin deocamdată, sigur că știu ce salarii sunt, cel puțin pe statele de plată respective. Și sigur că am văzut salarii care nu puteau fi nete mai mari de în jur de 5-600 de lei pe lună. Și știam și care sunt șomerii care iau aceeași cifră. Dar, repet, nu vreau să intru de o discuție de genul acesta, pentru că poate fi un argument legat de faptul că cel care a venit și are, să zicem, 700 de lei pe lună ajutor de șomaj, înseamnă că a venit de la un salariu de 1400, 1500, 2000. Deci nu este cel care a dat într-o anumită firmă, într-un anumit loc de muncă, ceva echivalentului 600 de lei. E bine de precizat și acest lucru, pentru că există de multe ori gândirea aceea că mă duc, stau 6 luni sau un an în șomaj, iau atâția bani și dacă mă duc și muncesc, iau tot cam pe acolo și atunci se complace în această stare, să spunem, de a nu lucra, de a face cu totul și cu toate altceva, în ideea că în această perioadă și-ar putea găsi un loc de muncă sau chiar să plece din țară. Da, aici este și da și nu, oarecum. De ce spun și da și nu? Pentru că în primul rând nu aș vrea să se considere și niciodată n-am militat, dimpotrivă am încercat să pun altfel problema de fiecare dată. Șomajul n-ar trebui privit ca o pedeapsă. Deci nu îi spășește o pedeapsă. Doi, șomajul n-ar trebui privit ca un concediu. Da? Deci nici una, nici alta. Cel mai benefic ar trebui să privești șomajul ca o perioadă de timp între două locuri de muncă. Da. Deci de la un loc de muncă la un alt loc de muncă. Și asta să fie în funcție de, sigur, situația economică, modul tău de a te raporta la cum cauți un loc de muncă, ce dorește un loc de muncă, dar în niciun caz nu e benefic pentru nimeni, nici pentru tine, nici pentru economie, ori să-l consideri ori o pedeapsă, ori o perioadă de relaș. Da, poate fi și e bine de știut, cum ați punctat la un moment dat, faptul că sunt foarte mulți, să spunem, tineri, care consideră că probabil din oarecare reținere, rușine, consideră că se umilesc, că ajung trecând pe la agenția de șomaj. Nu este așa. Nu, în primul și în primul rând. Și dumneavoastră, este o perioadă de trecere, de la un loc de muncă sau de la o anumită etapă la o altă etapă din viață. Din viață. Mai mult decât atât, trebuie privite lucrurile și la modul următor. Chiar dacă nu el l-a plătit, da? Dar marea majoritate, ei și-au plătit taxele legate de drepturile pe care le au contribuția la ajutorul de șomaj, da? Deci sunt banii lor, nu primește bani de la stat în sensul strict al cuvântului, da? Sunt niște bani care se întorc sub forma ajutorului de șomaj pe care el a plătit de-a lungul timpului cât a fost în activitate. În cazul absolvenților, chiar dacă ei n-au plătit, au plătit părinții lor pentru ei, cu vârf și îndesat. A doua chestie legată de atitudine este faptul că
Una este să ai o imagine completă și, eu știu, să-i spunem global corectă asupra pieței forței de muncă, în care știi că în piața de șgherla de forță de muncă există 10, 12, 13% de persoane cu studii superioare în domeniul tehnic atâta, în domeniul economic atâta, în domeniul culturii generale, să-i spunem atâta. Și alta este, tu să ai în evidență 100 de studii superioare, dar în fapt să existe pe piață disponibil sau, mă rog, absolvenți de ordinul sutelor, poate chiar miilor, de care tu nu știi nimic, pentru că ei nu se înregistrează. Există interes aici, în zona de șgherla, din partea, să spunem, tinerilor absolvenți, indiferent că au terminat un liceu sau o facultate, să vină să se intereseze despre un loc de muncă la agenția de șomaj? Sau sunt mai rare aceste cazuri? Nu, deci, acum, sigur, trebuie să fac o comparație. Dacă în anii trecuți, în anii de boom economic, să-i spunem, lumea fugea după cei care absolveau școala sau școala însemnând liceu, studiile medii sau superioare. În anii aceștia, în ultimii ani, neîntâmplându-se asta, am văzut din ce în ce mai mulți tineri care veneau și se uitau sau ne întrebau legat de locurile de muncă afișate sau de care știm că există. Da, îmi amintesc că din știrile pe care le redactăm și le facem odată cu datele pe care le avem de la agențiile de șomaj din zonă, în momentul în care sunt prezentate locurile de muncă, la un moment dat este foarte clar specificat atâtea pentru studii superioare. Corect, așa este. Deci noi, în general, urmărim indicatorul acesta și dintr-un considerent, mi se pare absolut natural, normal. Sunt cei în care s-au investit cea mai mare cantitate de bunăvoință, de bani, de resurse la nivelul economiei naționale, locale sau individuale, în ultimă instanță. Deci de ei trebuie să ai cea mai mare grijă din punctul ăsta de vedere. Cu atât mai mult cu cât ei nici nu au experiența noastră, să spunem, care atunci când se anunță un loc de muncă sau atunci când îți propune cineva un contract de muncă, tu deja știi ce se află în subsolul afirmațiilor sau în spatele cuvintelor. Ei nu, și atunci sigur că trebuie să ai o mai mare grijă. Bun, pentru și neavându-i dumneavoastră în evidență, atunci categoric, în momentul în care s-ar ivi un post pe care e persoana respectivă s-ar plia, nu există, nici măcar nu-l poți anunța. Dacă ai, să zicem, 20 de ingineri și există postul respectiv, cel care face anunțul ar putea să-și aleagă din 20 de candidați. Sigur că doar unul singur va intra, dar una este să aibă cel care e angajator să aleagă din 20 sau să vină unul singur sau poate chiar niciunul. Pentru simplu motiv că tu nu știi că există cei 20 de ingineri în zona ta. Da, categoric, nimeni nu-și dorește să fie șomer, dar iată, se poate găsi un loc de muncă și prin această agenție de șomaj, care aveți o latură care se ocupă expre de acest punct. Mai mult decât atâta, în clipa în care cei care sunt în situația aceasta ar fi înscriși în evidențele noastre, s-ar produce efectul invers. Angajatorii ar veni prima dată să caute aici decât să caute în rândul neamurilor, în rândul cunoștințelor prietenilor sau cunoștințelor vecinilor sau salariaților din firma respectivă. Deci s-ar crea și, să spunem, disciplinarea agenților economici prin faptul că aici ar avea cea mai mare piață de pe care și-ar alege angajații. Probabil e mai comod să iei din rândurile pe care dumneavoastră le-ați amintit la un moment dat. Probabil că este comod, dar cu certitudine nu este benefic pentru toată lumea. Cu certitudine. Așa este. Cu certitudine. De exemplu, care este categoria din cea mai expusă sau care sunt persoanele, femei, bărbați, copii? Există o statistică, copii, tineri trecuți de 18 ani, absolvenți? Da, sigur. Acum, de exemplu,
dacă e să o luăm așa vis-a-vis de cele două categorii mai vulnerabile, da. Deși nu sunt, dar oricum, sunt cele două categorii vizate, sub 25 de ani și peste 45 de ani. De exemplu, la Gherla, iau o situație care o am acum, la Gherla 430-428 de persoane din 638 de persoane sunt în cele două categorii. Ori asta înseamnă aproximativ 60%-65% din totalul celor care neindemnizați, da? La cei indemnizați, 10% sunt sub 25 de ani și peste 50% sunt peste 45 de ani. Deci sunt cele două categorii care sunt mai puțin solicitați și mai puțin agreați sau mai puțin acceptați de către angajatori. Să înțelegem și de ce. Să înțelegem că cei care au vârsta sub 25 de ani, în momentul în care își doresc un loc de muncă, se dorește acea experiență, exact, în domeniu. Exact. Una dintre cerințe, într-un fel justificate, ale celui care angajează. Și atunci, cum să câștige acea experiență? Asta ar trebui întrebat foarte serios un agent economic, da. Sau mai precis, n-ar trebui întrebat, ar trebui să îi se pună în față un loc de muncă pe care ar dori să-l ocupe fiul lui, da? Și atunci să meargă alături de el și să vadă când îl refuză pe fiul lui un angajator, ca să nu-i spun patron, da? Așa cum a făcut el cu fiul altcuiva. Dar fiul lui nu-l va refuza nimeni. Mă rog, să zicem, dacă n-ar ști, probabil că l-a refuzat tocmai pentru că n-are acea experiență minimă, să-i spunem. E mai greu de care... să nu știe, dar aceasta este cu totul și cu totul altă poveste și o știm cu toții. Și cei peste 45 de ani sunt cei care, la un moment dat, spuneți dumneavoastră. Da. Cei peste 45 de ani este tot o convenție, după părerea mea, la fel de aiurea ca și convenția că n-are experiență, că e tânăr sub 25 de ani. Pentru că, vezi, doamne, teoretic se presupune sau se lasă să se înțeleagă că n-ar mai avea aceeași capacitate de adaptare, că n-ar mai avea aceeași capacitate de, de implicare într-un anumit tip de activitate sau, pur și simplu, pentru că o bună parte din activitățile, cel puțin din zona noastră, fiind activități de comerț, da, probabil că tinerele sub 45 de ani ar fi mai indicate pentru a prezenta marfa, pentru a servi sau mai face. Dar se uită următorul aspect. Foarte repede, un tânăr, foarte repede, dacă găsește altceva mai bun, dacă găsește altceva mai adecvat sau pur și simplu... Deci nu este atât de dedicat. Corect. Și nici nu rămâne atât de loial cuiva care i-a oferit o șansă. El își vede interesul lui, sunt mai pragmatici decât noi, din punctul ăsta de vedere, și pleacă. Pe când unul de 45 de ani, care are deja o casă, care știe, care are deja copii, care trebuie să-i întrețină, are niște obligații. Nu se duce. Chiar așa ușor. Sunteți de acord să luăm o pauză acum, după care vom reveni trăim și continuăm. Din... Da, rămâneți cu noi. Suntem din nou în direct alături de mine șeful Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe zona de Jghela, domnul Radu Gavrilă. Care este situația în zonă? Situația în zonă momentan este destul de incertă. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, și de 2010 și 2011 va fi un an în care, chiar dacă din punct de vedere macroeconomic lucrurile sunt stabilizate, la nivel microeconomic lucrurile n-au cum să fie meargă mai bine decât anul trecut, pentru că nu există, cel puțin până în momentul de față, niciun element care să le ducă înainte. Mă refer la alte tipuri de dezvoltare a activităților sau comenzi noi ale celor ale firmelor care funcționează deja în zonă sau alte investiții imediate.
Și asta înseamnă că ritmul natural de pierdere a locurilor de muncă se va menține și în 2011. Așa cum spuneam, deja până la sfârșitul lunii ianuarie vom avea numai în deci peste 200 de noi șomeri, cu certitudine, și asta înseamnă că iar numărul de locuri de muncă sau numărul de angajări este aproape nesemnificativ. 200 de șomeri de unde? Pentru că nici nu este sfârșit de an școlar, să spunem că vin sunt cei din actualele, în actualele condiții până acum avem deja 98 din diferite firme, nu dintr-una singură, 98 de persoane, iar săptămâna viitoare va veni dintr-una din firmele noastre mari peste 100 de persoane care sunt disponibilizate acum. Urmând ca în primăvară, după apariția unui nou investitor, să vedem ce se va mai întâmpla. Deci 100 de persoane preconizați săptămâna viitoare. Da. De noi șomeri. Da. În municipiul Dej. Da. 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 Spune ceva această cifră. Da, tocmai de asta am zis că lucrurile nu pot fi, nu le putem privi cu foarte mult optimism, pentru că situația economică și de fapt este asta. Într-un fel este o atitudine economică corectă a angajatorilor respectivi. Perioada aceasta de șomaj a celor care își pierd locurile de muncă acum, din punctul de vedere al firmei, este o economie care o face să poată rezista trecând peste iarnă. Își reduce cheltuielile nu numai cu forța de muncă, își reduce implicit și cheltuielile cu energia și cu toate celelalte tipuri de cheltuieli fixe, în același timp reușind să-și vândă probabil o bună parte din produsele care le avea pe stoc. Deci nu sunt de condamnat. Din celălalt punct de vedere, faptul că încă 100 de persoane nu vor mai avea salarii în perioada următoare, da, spune ceva. Din răul mai rău se pare că, da, iată, situația nu este deloc una roz. Da. Da? Eu sper totuși că odată cu venirea primăverii lucrurile natural își vor relua ciclul de creștere. Vorbiți având și experiența, să spunem, haide să mergem doar la 2010, așa s-a... Da, n-a mai fost de aceeași dimensiune ca în ceilalți ani, în 2007, în 2006, deci unde era o explozie la reluarea activității în primăvară. Dar a fost creșteri de activitate care s-a repercutat într-un număr de locuri noi de muncă. Și așa, în anul care au trecut, au fost, vă dau o repartiție, au fost peste 2000 de repartiții la nivelul Dej Gherla. Deci 2129 de persoane și-au găsit un loc de muncă anul trecut. Da? Diferența, cei care au ieșit din ajutor de șomaș au rămas în evidențele noastre și cei care au intrat în ajutor de șomaș în plată sau în evidențele noastre au fost mai mulți. Dar 2000 de persoane și-au câștigat un loc de muncă în cursul anului trecut. Deci așa se va întâmpla și 2000, în 2011. 2000 de persoane? 2129. Deci sunt 2129 de repartiții date unor persoane. Care erau în evidențele agenției de șomaj. De asta spun că lucrurile trebuie privite. Poate că lumea se întreabă de ce nu ești vehement sau de ce nu ești asta. Pentru că lucrurile în acest domeniu au o anumită normalitate de desfășurare, au o ciclicitate, să-i spunem, o viață proprie a pieței muncii din zonă, care are legile ei, care se aplică în fiecare an. Din alt punct de vedere, iarăși poate fi un lucru bun dacă se întâmplă ceea ce preconizăm în zona noastră cu investitorul la Someș. Chinez, da? De ce? Pentru că
Am participat și cu expertiza mea cât este la un estimarea, la un studiu, fundamentarea unui studiu de impact asupra și din punct de vedere al locurilor de muncă și din acel studiu făcut profesionist și la modul rezervat, deci nu la modul exuberant, ieșau undeva între 2500 și 3000 de locuri noi de muncă, din care peste 70% ar fi fost strict în zona noastră. Ori aia înseamnă 2000 de locuri de muncă, ceea ce pentru noi ca zonă înseamnă foarte mult. Un câștig sigur, direct și indirect. Aici nu mă refer că atâtea locuri de muncă vor fi la Someș, ci și prin efectul de antrenare care îl generează activitatea combinatului, larg genera activitatea combinatului. Dar 2000 de locuri de muncă înseamnă extrem de mult pentru o economie cum este a noastră. Am înțeles. În acest moment, la agenție, câte locuri vacante, să spunem, aveți? Există? 40. 40. Da. Nesemnificative. Sunt din două domenii, deci... practic două domenii sunt cele care au oferit acum locuri. Bun, de deci ar fi important dacă agenții economici ar declara acele locuri vacante și dacă nu ar fi, cum spuneați dumneavoastră, să ia din... Da, deci asta ar fi o soluție, dar asta este soluția scriptică, să zicem. Asta, acum am putea vorbi de o altă cifră decât cea care o știm, o avem în evidență. Important este să se creeze locurile de muncă respective din ce în ce mai multe. Aș spune aproape că are importanță sau nu are importanță dacă știi de ele, important este să fie locurile respective de muncă, pentru că aia înseamnă o nouă activitate, o creștere a activității economice în zonă, câștiguri mai mari din care toată lumea are de beneficiat. Bun. Vorbiți-ne puțin despre ce înseamnă ieșirile din sistem? Da, ieșirile din sistem sunt o problemă, întotdeauna au fost, sunt și cred că vor fi, având în vedere faptul că nu văd un alt tip de comportament al celor care sunt în sistemul nostru. Deci, pleacă în străinătate. Cel mai bine ar fi, da, pentru toată lumea, dacă ar ști că a plecat. În primul și în primul rând, nu te-ai mai baza pe el. În al doilea rând, nu l-ai mai prinde în niște, să spunem, informări care nu mai au aceeași relevanță. Dacă știu că nu mai este în țară, da? Nici nu mă interesează unde este, cum este, de ce este. Mă interesează să nu mai spun sau să nu mă bazez eu că îi transmit unui investitor că există aici 4500 de persoane care ar fi apte de muncă, din care el și-ar putea selecta persoanele respective. A doua chestie. Dacă aș ști că sunt, nu pleacă din țară, dar nu mai este nici în evidența mea, pentru că nu mai vine să-și reînnoiască din 6 în 6 luni fișa aceea care o are la noi, el, din punctul meu de vedere, dispare. Da, nu mai există, da? Dar el este un om care nu are un loc de muncă, este în căutarea unui loc de muncă, este un om care, așa cum spuneam, are o experiență, are o expertiză de care eu nu știu. Nu-l pot oferi nimănui, nici lui nu-i pot oferi o șansă, nici investitorului nu-i pot oferi un nume sau o adresă sau o, competență, să-i spunem, da? Iarăși, ieșirile din sistem sunt cele legate și de doar de interes. Deci dacă până acum din 3 în 3 luni veneau să ne spună pentru că a existat șansa să primească ajutor de la comună, de la primăria din comună, acum legea a modificat și face să vină lunar. Da? Dar nu numai faptul că primești sau ai șanse să primești de la primărie ar trebui să te facă să rămâi în evidență, să fii în sistem. Și așa ieșirile din sistem, de exemplu, acum ne-au adus, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în situația ca numărul șomerilor la 1 ianuarie 2011 să fie mai mic decât numărul șomerilor la 1 ianuarie 2010. Ca și cum
Da, ca și cum economia ar fi absorbit diferența aceea de șomeri care era la 1 ianuarie 2010. Ori asta nu este adevărat. Deci nu asta s-a întâmplat. S-a întâmplat scriptic că o bună parte din, sau o parte din, dintre cei care erau în evidența noastră nu și-au mai reînnoit statutul de încăutare a unui loc de muncă. Da. Cursuri de reconversie profesională există, se fac? Anul trecut a fost un an foarte dificil, având în vedere că alocările bugetare pentru așa ceva, pentru formare profesională, au fost puține la nivelul întregii țări, nu numai la nivelul local, să-i spunem, județean. Și chiar și așa s-a preferat alocarea sumelor pentru cursurile care s-au făcut la centrul nostru de formare profesională a adulților, care este în Cluj, este un centru specializat, și atunci am fost văduviți noi, cei din teritoriu, de cursuri care să fie organizate aici. Iar la cursurile de la Cluj au fost doar puține persoane care au fost dispuse să facă naveta zi de zi o perioadă lungă de timp ca să participe la cursuri. Nici orarul trenurilor nu i-a ajutat, nici orarul autobuzelor nu... Nici bugetul. Cu atât mai puțin bugetul. Anul acesta am început acum înscrierile pentru două cursuri, cursurile de operator calculatoare și cursul de lucrător în comerț, asta pentru că pentru asta erau deja licitațiile făcute de către agenția județeană, urmând ca probabil să fie și pe alte meserii licitații făcute cu furnizori care să preia cursuri în zona noastră. Și înțeleg că ele sunt adaptate la situația de criză prin care trecem, aceste cursuri? Da, da. Și în general au fost gândite pentru, eu știu, ori pentru aptitudini la modul general, oricine în orice domeniu are nevoie de cunoștințe stabile de operare de calculator și, așa cum spuneam, activitatea de comerț este o activitate preponderentă în numărul firmelor care activează în piața de șgherlă. Credeți că venirea unui investitor în zonă, cum spuneați dumneavoastră, chinezii, credeți că ar mai salva din situație? Da, să ne înțelegem. Cred că după, sigur, acum nu neapărat ca în vremea lui Keynes, că orice investiție, inclusiv în cavouri, este benefică pentru că crește economia. În paranteză fie spus, așa și este. O investiție într-un cavou dă de lucru la cei care fac cimentul, la cei care fac mortarul, la cei care sapă, la cei care cară, la cei care aduc și la cei care finisează. Deci sunt mulți care beneficiază de faptul că se face un cavou. Chinezii au un... Cu atât mai mult ei, pentru că au capacitatea financiară. Nu sunt limitați la a sta la mâna cuiva. În principiu nu apelează la o bancă, cu atât mai puțin la o bancă de la noi pentru a-și finanța activitatea. Au tot interesul să facă o treabă bună, pentru că au nevoie de capete de pod pentru a intra, a avea acces la economia Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât încearcă să-și restructureze veniturile în dolari, deci sumele pe care le dețin în dolari, transferându-le sau proporția crescândă a sumelor pe care să le aibă în euro. Din punctul acesta de vedere. Din punctul nostru de vedere era ceea ce spuneam, analiza de impact a unei investiții de câteva sute de locuri de muncă în combinat, care duc la câteva mii de locuri de muncă în zonă. Da? A treia chestie este aproape imposibil ca pe lângă activitățile de la combinat să nu fie și alte activități adiacente care deservesc nu combinatul, ci firmele care lucrează pentru combinat. Ca să fiu mai explicit, cei care ar aduce, să zicem, lemnul, da? Din zona Topliței sau de oriunde, la 200 de kilometri distanță, vor folosi cu preponderență autocamioanele, de exemplu, da? Autocamioanele vor avea nevoie de service, da? Ori aia înseamnă că serviciurile din zona noastră vor avea clienți. Dar având e un clienți, lanț care dă bine.
având clienți, vor aduce piese și așa mai departe. Da. De asta spun că orice tip de investiție care poate fi atrasă și care chiar ar trebui să ne preocupe pe toți, să căutăm investitori pe care să-i propunem administrației locale, care administrația locală să reacționeze mai ferm, care să fie mai deschisă, e benefic pentru toată lumea în final. În final. Da, cred că toată lumea, sau, mă rog, și cei care sunt nostalgici, cred că ai zonei, ai cei care au muncit în combinat, probabil și care acum sunt în căutarea unui loc de muncă, așteaptă cu nerăbdare, pentru că foarte multă lume întreabă când vor veni chinezii, dar bine, asta nu se va întâmpla peste noapte, e nevoie de timp, care e o perioadă destul de lungă de timp, să spunem așa. Un an cel puțin. Da, deci nu este imediat. Cum a debutat anul 2011, domnul Radu Gavrilă? Din punct de vedere legislativ, principalele modificări au fost cea care am amintit-o, cu faptul că nu se mai se aplică partea fixă a ajutorului de șomaj la indicatorul social, deci la 500 de lei, nu la minimul pe economie, nu la 600 de lei, care are un efect de, eu știu, să spunem, acum nu de diminuare a ajutorului de șomaj, pentru că ar fi de la 1 ianuarie s-ar fi revenit la suma anterioară reducerii, dar prind aplicarea la 500 de lei, practic rămâne cam tot acolo. A doua este faptul că cei care beneficiază de ajutor social sunt obligați să vină lunar pe la agenția de șomaj și sigur, dacă vom avea locuri de muncă, le vom oferi, iar dacă refuză nejustificat, nu vor primi adeverințele cu care să-și continue, eu știu, existența sau apariția pe listele primăriilor la plata ajutorului. Ce mai aduce anul 2011? Ce mai știți că... Păi, cred că 2011 va fi un an intermediar în ceea ce privește restructurarea activității agenților economici. Acum, de bine de rău lucrurile cât de cât s-au stabilizat, de bine de rău cred că firmele și-au reorientat, care au putut, și-au reorientat activitatea și și-au dimensionat corect tipul de resurse de care dispun și sper că băncile vor avea un comportament ceva mai natural pentru a finanța activitatea economică, pentru că indiferent ce se întâmplă, fără bani chiar nu se poate face nimic. Este adevărat. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție, pentru probabil ați mai ridicat moralul unora și ați mai încurajat pe unii că a fi șomer nu este un capăt de lume, ci este doar probabil o perioadă intermediară între un loc de muncă și un altul. Să sperăm că așa este și că cei care sunt în căutarea unui loc de muncă vor avea șansa să-și găsească și chiar să lucreze în domeniul pe care îl stăpâne cel mai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați ales să rămâneți alături de noi la emisiunea Actualitatea Someșană. Nu pierdeți de la 19:30 știrile Someș TV prezentate de Daniela Moldovan. Sunt Ioana Jeler, vă dau întâlnire pe curând.